Discutăm în cele ce urmează cu Lucian Romașcanu, senator și purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Romașcanu! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Romașcanu. La ora 16 înțelegem că se întâlnesc liderii coaliției de guvernare. Până la urmă, se va merge pe un candidat comun pentru Primăria Generală a Capitalei sau vom avea un candidat separat de la fiecare partid în parte? Păi dacă ședința e la ora 16, întrebarea asta e pentru mâine dimineața la 10. Nu știu să vă zic. Va trebui să vedem tot ce informații s-au acumulat până acum. Cum am spus în nenumărate rânduri, într-adevăr, situația la București este una destul de complicată pentru că niciun candidat nu reușește să mobilizeze bazinul electoral al celuilalt partid. Există, într-adevăr, un peisaj politic mai special anul ăsta decât a fost în orice alt an. Și atunci trebuie să fim foarte atenți când luăm decizia pe care o vom lua, pentru că așteptările sunt foarte mari de la această coaliție și noi avem așteptări foarte mari de la noi și atunci trebuie să fim atenți. Dar, domnule Romașcanu, s-au făcut foarte multe sondaje, s-au făcut foarte multe analize, foarte multe ședințe. Până la urmă, în acest moment, pe baza datelor pe care le aveți, datelor din sondajele făcute, cum arată mai bine, în opinia dumneavoastră, un candidat comun sau separat? Pentru că trebuie să existe concluzie a acestor analize care au fost făcute de-a lungul ultimelor săptămâni. Da, va exista adeseară o concluzie, sper din suflet, pentru că timpul e destul de scurt. După ce am avut prezentarea acestor sondaje la ultima, la cea mai recentă ședință a coaliției, s-a decis, așa cum a fost și transmisă informația public, că direcția de analizat după acele sondaje este aceea de a merge fiecare candidat propriu. Asta a fost atunci ceea ce s-a discutat în urma prezentării sondajelor. Acum, între timp, sper că au venit și sondajele pentru sectoare și vom avea toate datele la dispoziție. Știu că este o așteptare foarte mare din partea publicului. Este și din partea noastră o dorință foarte mare de a lămuri odată această situație. Trăim un paradox în acest moment pentru că lista comună sau, mă rog, coaliția PSD-PNL pentru europarlamentare are o intenție de vot de peste 50%, avem această situație în ceea ce privește candidatul la capitală. O vom rezolva și pe aceasta și vom merge înainte pentru că suntem în situația de a fi singuri în măsură să asigurăm stabilitate și coerență în guvernare. La București e foarte ciudat. Să-l ai pe domnul Nicușor Dan, care încă se bucură de o încredere foarte mare după tot ceea ce nu a realizat, repet, e un paradox, nu mi-mi explic, stau și eu în București de foarte mulți ani. E complicat de înțeles. Dar, mă rog, o să vedem ce o să facem. Dar, domnule Romașcanu, ne uităm puțin la postările făcute de Gabriela Firea, colega dumneavoastră de partid, cea care își dorește să fie candidatul desemnat de Partidul Social Democrat pentru această funcție de primar general, pentru a participa la alegeri, a fi desemnată candidat. Și vedem postările pe care aceasta le face pe pagina de socializare. Sunt atacuri, în opinia dumneavoastră, spre Partidul Social Democrat? Nu sunt. Adică nu știu, eu sper să nu fie gândite ca fiind atacuri, pentru că n-au de ce să fie atacuri. Este și doamna Firea știe și are toată aprecierea. Eu am spus de nenumărate ori că a fost unul din cei mai buni primari pe care i-a avut Bucureștiul și în condițiile în care vom merge fiecare cu candidat propriu, dumneai va fi candidatul. Eu aștept să văd aceste sondaje. Doamna Firea bănuiesc așteaptă cu mai mare nerăbdare decât mine acest lucru, dar trebuie să înțelegem cu toții că este o decizie de echipă, iar decizia de echipă va fi pentru câștigul întregii echipe. Îmi doresc să fie doamna Firea, dar nu pot eu să propun sau să zic ceva în această direcție în acest moment. Dar lăsat de înțeles, Gabriela Firea, că în cazul în care nu va fi candidatul desemnat de Partidul Social Democrat, ar lua în calcul inclusiv o candidatură independentă. Ar da acest lucru peste cap calculele coaliției, calculele Partidului Social Democrat?
Haideți să așteptăm să vedem. Eu nu cred că se poate pune problema în acest fel sau nu cred. Doamna Firea este un membru al acestei echipe și vom merge împreună în echipă. Nu că mi-ar părea rău, dar ar fi o decizie extrem de complicată pentru toată lumea. Și n-ar fi o decizie care să meargă spre victorie, cred eu. Dar deocamdată doamna Firea nu este în afara acestei competiții, deci haideți să așteptăm să vedem ce se decide și vorbim după aceea. Și o ultimă întrebare, domnule Lucian Romașcanu, cum este posibil ca două mari partide, cele mai mari până la urmă din România, să nu reușească să găsească acel candidat care să-l înfrângă pe Nicuș Ordan? Păi, asta vom face. Poate că am greșit prelungind foarte tare acest termen, dar a fost din cauze obiective, a durat ceva până această coaliție s-a construit și până și-a găsit, cum să spun eu, ritmul comun și iată suntem în această situație. Nu există varianta că nu suntem în stare să-l producem, dar pe lipsa unui candidat al celor două partide a apărut, sigur, în peisajul politic un alt tip de candidat, cum este domnul Piedone, este domnul Nicușor. Fără să aibă contracandidat în sondaje, normal că dumnealor în acest moment sunt poziționați foarte bine. O să vedem astăzi ce se întâmplă de seară după ședință și eu sunt convins că tot ce am discutat până acum se va schimba radical, iar sondajele vor arăta altfel. Și dacă nu veți merge pe candidat comun, ci pe candidați separați, vom vedea o ruptură în coaliție? Nu cred că va exista o ruptură în coaliție. Este mult prea important ce avem de făcut împreună decât ceea ce putem face separat. Dumneavoastră sunteți și șef al organizației din Buzău, acolo unde am văzut că foarte mulți primari PNL au venit la dumneavoastră. Cum se explică acest lucru? L-am mai explicat de câteva ori. Nu este o racolare, nimeni nu a sunat primarii PNL să vină. Este o decizie pe care au luat-o și la Buzău și la Timiș, înțeleg, și în alte părți, care vine de la neînțelegerea cu conducerea politică locală a Partidului Național Liberal. Dumnealor au venit, au făcut un pas către noi, sigur că am avut această discuție și în coaliție, pasul către noi ca alternativă era pasul către alții. Până la urmă sunt oameni cu care am colaborat, sunt oameni care și-au făcut treaba bine în comunități și i-am primit, vor candida din partea noastră, dar repede nu a fost niciun demers proactiv din partea PSD de a iracola. A fost o neînțelegere pur și simplu între dumnealor și organizație și cel care conduce organizația în acest moment. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră, Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat.